dat energia care îmi lipsea în momentul de față. Foarte interactiv. E ceva nou, nu e un curs clasic de vânzări. Este foarte, foarte apropiat de realitatea din piață. Mă simt implicat. Un curs bine gândit. Programul Sales Drive s-a născut natural pentru a veni în sprijinul oamenilor de vânzări și a performanțelor acestora și folosește o aplicație de tip simulare de business. Aplicația Sales Drive urmărește pas cu pas etapele unui proces complex de vânzare. Runda va fi o rundă contra cronometru. Veți avea 10 minute în care să aveți 3 conversații cu 3 interlocutori. Da. Se situează pe piață în jur de 30 de lei pe bucată. Ca să știi cam cât să ceri. Pe parcursul primei runde, participanții stau efectiv de vorbă, au conversații cu principalii interlocutori de business, oameni cu diferite roluri în procesul de achiziție, de cumpărare, de la o companie client. Pentru că ea stabilește bugetele, el doar le aprobă. El este ultimul. Da, punctajele se contorizează și la sfârșit veți primi în raportul final atât punctajul fiecarei întrebări, dar și conversațiile ratate, da? Adică traiectoriile pe care v-ați fi putut duce, dar nu ați ales să o faceți. Da? Ca urmare a rundei conversaționale, participanții elaborează o ofertă. Nu să mă dăm, că sunt 15.000, da. Și lui trebuie 11.000. Da. Mai departe. Dă-i continuu. La fel ca și în realitate, nu e suficient să trimiți o ofertă. O a treia rundă vine să dezvolte abilitățile de prezentare și de susținere a ofertei. E o rundă live, un sales pitch cu care suntem atât de obișnuiți în viața reală. Eu am să dau start la prezentare. În momentul ăla, pe ecrane, pe laptop sau pe telefonul mobil, vă va apărea un meniu asemănător cu cel pe care îl vedeți în manual, da? Și punctajul final va varia între plus și minus 10 la fiecare. Încercăm să venim cu o soluție prin care să vă conectăm mult mai ușor cu ideea de a dezvolta, să vedem împreună ce inițiative comune putem avea. Iar la final urmează runda de negociere, care, în funcție de nivelul relației pe care fiecare dintre competitori și-l construiește cu interlocutorul său generic, reprezentanții clientului, este mai blândă sau mai aprigă și este finalizată cu vânzare. E, așa s-a născut Sales Drive, s-a născut în ideea de a le oferi un instrument util, atrăgător, extrem de interactiv, care să-i capaciteze și să-i captiveze în același timp, pentru ca, folosind acest instrument, să livrăm cunoștințele de care au nevoie în activitatea lor zilnică.